general există tendința aceasta de a lua în considerare propria ta persoană, propria ta libertate. Și oamenii vor să-și lărgească cât de mult granițele libertății personale. Dar tot mai puțin, sau într-o măsură tot mai mică, își pun problema granițelor libertății celuilalt. Că le lărgești, dar le lărgești trecând peste libertatea celuilalt. Acesta este, să zic, efectul culturii sau lumii în care trăim, care, în mod evident, centrează totul pe individ. Centrează totul pentru individ, nu ca să îl elibereze, ci ca să-l captiveze. Să-l captiveze, să zic, într-o ecuație de consum. Ca să consumi, trebuie să-ți rănești tot mai mult propriile tale dorințe. Eul, până la urmă. Și aceasta este una din marile probleme, eu zic, una din problemele fundamentale. Problema egoismului. Nici nu ne dăm seama că acest egoism este hrănit prin toate mijloacele, prin toate mesajele. Toate mesajele publicitare ne hrănesc egoismul. Am văzut, suntem manipulați. Nu credeți că cineva este în afara acestor forme. Atât timp când ai luat seama, atât timp cât ți-a plăcut o clipă, ai început să te strângi în jurul propriului tău eu. Și de aici decurg foarte multe probleme, foarte multe probleme. Cel care a fost lovit cel mai mult, să revin la succesiunea necesară, a fost femeia. Pentru că ea era, să zic, partea conservatoare și ea nu este motivată foarte mult de relația trupească. Nu. Ceea ce se spune de la Freud încoace este o aberație. E dovedită în cercetările moderne, dar nepopularizată pentru că ar fi contra curentului. Ea era motivată mai mult de afecțiune, de familie, de copii. Și atunci trebuia să se lupte împotriva femeii. Astfel că Wilhelm Reich spune prin anii 40, fraților, nu va fi ușor să despărțim pe femei de copiii ei. Dar va trebui să facem lucrul acesta dacă vom vrea să controlăm societatea și individul. Și s-a reușit în foarte mare măsură. S-a reușit în foarte mare măsură. Dacă permisivitatea sexuală pe la începutul secolului 20, până prin 30-40 era 2-3%, acum a ajuns 90%. Permisivitatea sexuală este un indicator pe care l-au stabilit unii. Mosher, Rice, după numele lor, și Judith, a treia. Deci sunt trei scări de permisivitate. Care ele nu sunt manipulatoare. Că au manipulat mentalitatea. Dar aici s-a ajuns. De exemplu, un studiu în anii 80 privind educația sexuală, care vine peste noi. Și eu chiar v-aș îndemna să luptați, că măcar, cred că ăsta este scopul prezenței noastre aici, să ne informăm mai bine asupra acestor probleme, sau unul dintre scopurile importante, ca noi nici să fim niște mediatori, niște mijlocitori ai acestor cunoștințe sau acestor realități în societatea noastră. Pentru că vine peste noi educația sexuală și este impusă cu putere astăzi, ordine venită din afară, la Ministerul Sănătății și Ministerului Învățământului, care nu mai despre asta vorbesc aproape, la nivelul lor, nimeni nu se află, sau noi le aflăm mult prea târziu, când deja nu mai avem ce face. Și cere această Organizație Mondială a Sănătății sau organismele internaționale să se înceapă educația sexuală de la nașterea copilului. Vă dau cuvântul meu că dacă luăm, punem mâna pe ghidul acela, până la 6 ani, copilul trebuie să știe mai mult decât știam noi la anul 2 de facultate. Nu exagerez absolut nimic. Dau cuvântul meu, deci nu exagerez. Nu am ghidul la mine, că nici n-aș putea să-mi permit într-o biserică să-l povestesc, dar tot ce înseamnă numai să știe și să și practice până la 6 ani. Deci între 6 și 8 ani trebuie să fie învățat despre contracepție și avort. 6 și 8 ani. Până la 6 ani, onania și toate astea trebuie bine cunoscute. Identitatea de gen și alte povești. Este document al Organizației Mondiale a Sănătății, care va fi pus în practică în toate țările Europei. Nu ne gândim că vom scăpa dacă stăm cu mâinile în sân. Nu o să scăpăm nici noi, nici copiii noștri. Și ne spun, lasă, eu o să mă retrag undeva într-un colț cu mentalitatea românului gregar și mă voi salva. Așa, evlavios. Dar e foarte puțin probabil. Pentru că noi nu ne dăm seama că comunicarea noastră cu mentalitatea, cu fluxurile acestea de idei, curentele acestea de gândire, este foarte mare. Deci noi suntem sisteme deschise la nivel mental. Și este foarte greu să blochezi și să te... Că vei ajunge să spui că ești nebun și să zici, bă, lasă că mă dau după ei. Mai ales femeile vă spune, lasă, domnule, ce știi tu? Spuneam unei fete odată, vorbeam, am un problem. Și mă uitam în ochii ei și citeam lucrul acesta. Povești despre asta, ce știi tu eu? Trebuie să-mi construiesc o fericire, un viitor, trebuie să câștig un bărbat. Astea sunt teorii. Bine.
Și azi am aflat că, de fapt, fata a divorțat și că e amărâtă, e chinuită. Tocmai datorită mentalităților care au pătruns și care luptă împotriva noastră. Deci, într-un studiu publicat în 80 Revin, privind efectele educației sexuale, se spune așa. E o paranteză, chiar poate că e conexă cu subiectul, da? Semnificativă pentru ce se întâmplă dacă nu suntem treji. Efectele educației sexuale sunt îmbucurătoare. Foarte pozitive. 1. Mai multă informație. 2. Demitologizare. În sensul că toată concepția tradițională privind sexualitate e considerată mitologizată. Și atunci asta trebuie demitologizată. Deci mituri. Tot ceea ce știm noi despre ceea ce trebuie să se întâmple într-o viață așa, este anulat și redefinit. 3. Standardul dublu a fost anulat. Ce spunea standardul dublu? În toate societățile umane se accentua sau exista, toată, majoritatea, se accentua foarte mult pe fecioria fetei și mult mai puțin pe cea a băiatului. Fecioria fetei era o condiție simplă. Este standard dublu. Adică unul standard pentru bărbați, altul pentru femei. Și eu zic, stai, numai că democrație, drepturi, cum adică să fie. Lasă să fie pentru omul de la fel. Ne punând problema însă care va fi efectul pentru fete a standardului dublu. Deci, practic, standardul de renunțare la standardul dublu înseamnă renunțarea la fecioria înainte de căsătorie. Pe urmă, este înțelegerea și deschiderea față ceilalți diferiți. Adică cei care sunt anormali, pe invers. Pe urmă era acceptarea și răspândirea onaniei și pe urmă a gomoriei, cum se spune, ca să nu pot spune mai mult. Deci cam astea erau efectele spuse în studiul acesta. Am studiul Wilpold, da? Nu este nicio... Deci cam aici probabil că vrea să tindă și în țara noastră și peste tot. Adică la răspândirea, la însămânțarea acestor comportamente în viața omului, prinderea lor, captivarea lui în aceste, încă din primii ani și până la moarte. Huxley spune că către asta trebuie să tindă în minunata lume nouă. Cea mai importantă inginerie socială și psihologică care a afectat relația între bărbați și femeie de-a lungul întregii istoriei a umanității este contracepția și avortul. El a apărut până la începutul anilor 70. Atunci au fost în America, să zic, legalizate. Și aveau ca motivație reducerea nașterilor nedorite. Adică, domne, se nasc alții copii nedoriți și ce o să facă ei fără un părinte? Că dacă sunt nedoriți, poate să rămână, riscă să rămână fără unui părinte. Și atunci femeia are posibilitatea, trebuie să-i dai posibilitatea, dreptul acesta, să facă, folosească anticoncepționale și sau să facă avort. Vă spune și ce nu e un lucru bun pentru femeie? Nu discutăm faptul că contraceptivele produc cancer de sân, crește de 400 de ori rata, cancer de col, cancer de sistem nervos, cancer de ficat, afecțiuni majore ale sângelui, probleme cardiovasculare, infarct și așa mai departe. Nu discutăm și depresie. Studii pe toate lucrurile acestea există. Eu chiar le-am înspre publicare într-o carte. Nici faptul că avortul conduce și la apariția câtorva tipuri de cancer și probabil că ele cauzează la ora asta creșterea acesta fantastică a cancerilor genitale la femei. Și discut numai la nivel social și psihologic. Cum a acționat contracepția și avortul? Ia gândiți-vă la început. Femeia era vulnerabilă și bărbatul zicea, mă, acum săraca ce fac, o las cu un copil? Ea e dezavantajată. Și toată societatea mă va incrimina cu bună dreptate, mă va condamna. Și însăși conștiința mea mă condamnă. Că ea nu poate să facă nimic. A rămas copil. Însă noile condiții se schimbă raportul de negociere. Adică femeia nu aceea nu negocia. Ea nu avea niciun drept. Ea nu putea decât să aștepte hotărârea lui. Și hotărârea lui, în foarte multe cazuri, în cele mai multe cazuri, era una pozitivă. În noile condiții se schimbă raportul de negociere. Vă spun pe baza studiilor. Chiar un studiu publicat de FDA. Ăștia cu băcile, spune. Nu de FDA. De sistemul ăsta bancar care conduce America. Nu. Federal Reserve. Chiar în revista de Federal Reserve este publicat
un studiu economic. Pentru că spun problema, ce problemă a apărut astăzi? Eu sunt așa. Îi dăm femeii dreptul de a alege. Și femeia e egală cu bărbatul. Atunci bărbatul ce spune? Stai mă, frate. Tu ai drepturile tale, am și eu drepturile mele. Suntem egal, nu? Dacă tu ai dreptul să-ți lași copilul sau să-l refuzi, sau să-l refuzi, să-l abortezi sau să așa, am și eu dreptul de a te lua sau nu te lua. Deci au schimbat complet raportul de negociere. Sunt egali în fața legii. Și atunci femeia rămâne în afară cu copil în brațe. Astfel că primul efect după apariția contracepției și avortului a fost creșterea fantastică, dramatică a sarcinilor nedorite. Exact ceea ce spuneau ei că va preîntâmpina. Adică, domne, folosești contraceptivele, când vine, vor oamenii să aibă un copil, așa la fac. Nu a apărut așa de dorit. Astfel că s-a ajuns astăzi, se zice, că până într-o treime din copiii americani trebuie sfărătate. Mă întreb, de ce nu-și mai pun nimeni problema? Dom'le, unde sunt teoriile lui Freud? Unde sunt teoriile sexologilor, sociologilor, psihologilor, care timp de atâtea decenii, aproape 100 de ani, tot ne-au bătut la cap că asta ne va salva. Și, de fapt, oamenii sunt astăzi într-o dramă mai mare decât nici când altcumva în istorie. Așa că fericirea pe care ei ne-au propus-o, vedeți, ne-a pierdut. Și dacă ne întrebăm cum a reușit să păcălească femeia, o păcălit-o, e foarte simplu. Exact cum procedează băncile. Întâi îți oferă un împrumut și, pe urmă, își are niște rate, o dobândă pe care tu nu mai poți plăti și atunci îți vinzi casa, îți ia totul. Aici îți ia viața. Îți oferă o libertate, îți oferă niște drepturi. Toată povestea asta cu drepturile, să știți că niciun drept oferit nu este lipsit de niște obligații. Ele sunt, de fapt, obligații. Obligații care sunt numite drepturi. Sunt îmbrăcate într-o uniformă, într-o etichetă, într-o care scrie drepturile, sunt obligații. Femeia are dreptul să muncească. De fapt, e obligată să muncească, să-și facă, să umble, să alerge, să câștige bani. Nu are un drept. Pentru că dacă nu o face, nu poate să trăiască supraviețuiască familia cu un singur salariu. Dacă femeia putea să supraviețuiască cu un salariu, adică statul îi dădea o sumă ca să poată să trăiască, sau îi dădea bărbatului suficienți bani ca el să poată să întrețină familia, atunci se punea problema că, într-adevăr, este un drept. Femeia poate să muncească sau poate să stea acasă, să îngrijească de copii. Atât timp însă, cât ei nu pot supraviețui cu un singur salariu, înseamnă că nu e drept, ci obligație. Și aici tot așa era. Femeia are dreptul să facă avort și să folosească contraceptive, dar de fapt e obligată. Pentru că bărbatul îi spune în altfel, nu te iau. Deci au schimbat raportul de negociere. Și cunoaștem N cazuri. Eu cunosc personal și probabil că și dumneavoastră cunoașteți. Deci se schimbă undeva aceste lucruri, aceste tehnologii, aceste inginerii, au produs o mutație în mentalitate, în psihologia oamenilor. A corpului social, care toți recunosc că lucrurile așa stau. Poți să le folosești. De ce n-ai folosit contraceptivele? Dar de fapt acel contraceptiv este un mecanism care femeii distruge viața. O expune în primul rând unei relații care e nedreaptă, în sensul că îi spune că dacă nu accepti chestia asta, eu te-am părăsit. Și femeia se gândește, stai așa, rămân fără bărbat, cumva familia, tot mai speră, hai că mai țin. Aveam o colegă cu ani în urmă și îmi spunea, doamne, am rămas zăcinat, am vrut să las copilul, dar bărbatul m-a condiționat, bărbatul meu și am fi bărbat. După ani de zile, brusc, ne simțeam bine, foarte interesant. Stăteam acasă, el la calculator, eu citeam o carte, aveam mașină, aveam casă, aveam posibilități, tot ce vroiam, și el îmi spune, știi, dragă, m-am gândit foarte bine, noi nu ne înțelegem, nu ne potrivim, am venit să divorțăm. Eu am spus, glumește. Îmi spune într-o dată așa, într-o doară, ca și cum ți-ar relata o poveste din ziar, că... Și mi-a zis, dacă ar fi avut un copil, n-aș fi divorțat de tine. Da, așa, în fine, a fost o dramă, ea a încercat să se sinucidă, el a întors acasă și a găsit-o, a salvat-o, nu știu care este situația acum, dacă mai sunt împreună. Dar vedeți că condițiile de negociere l-au afectat și pe el și pe ea. Pentru că atât timp cât ei au făcut avortul respectiv, mai târziu, el simțea o lipsă în casă. Nu era ceva care să-i lege și să-l motiveze să rămână. Și condițiile acestea, săracul a renunțat la... Au renunțat pur și simplu la ea. Deci ea, contracepția, după părerea mea, contracepția și avortul constituie cea mai importantă și gravă, majoră schimbare produsă în umanitate în ultimii, în istoria umanității. Pentru că ea rupe relația dintre bărbați și femeie de nașterea de copii. O rupe. Atât timp cât relația aceasta era legată și dependentă, îi motiva pentru pe amândoi să facă familie. În momentul în care a rupt tot ce a devenit pur și simplu divertisment.
Și trecem într-o altă sferă. Deci, relația între bărbați și femeie trece în zona divertismentului. Devine zona divertismentului, societatea plusează foarte mult pe ideea aceasta, fie ca să-și vândă produsele, prin tot ce înseamnă publicitate, știți foarte bine. Chiar spunea cineva mai înainte că și mașinile au formă de trupuri umane, ca să se vândă mai bine cu femei și să se vândă mai bine cu femei decât fără, în rețetele acestea publicitare. Dar a început să meargă tot mai mult pe relația trupească ca divertisment, ca excitație. Și până la urmă, aici se tinde. Cam la asta a fost redus. Aceste mentalitate atât de mult s-a răspândit. Și eu mă gândesc astăzi, în foarte multe cazuri, de multe ori mă gândesc cum să faci să-i ajuți pe oameni. Fetele sunt de multe ori lipsite de părinți, în sensul că tatăl lipsește din casă, nu are parte de afectivitate, mai este și bruscată de ei într-o condiție sau nume, sau alta, atunci se strânge în jurul ei, se interiorizează, devine puțin introvertită, au un univers interior din care vrea să evadeze, are o stimă de sine destul de redusă cu probleme emoționale și atunci caută primul băiat care să o elibereze de această stare. Și se pare că el, din păcate, și el poate, trecând printr-o filozofie de viață asemănătoare, deci bărbat nu l-afectează atât de mult condiția asta ca pe femeie, îl afectează însă, se aruncă în brațele lui, se consumă povestea de dragoste și acum ce se va întâmpla? Va rămâne cu el? Nu va rămâne cu el. De abstinență nu mai vorbim și feciorie. Presiunile care se fac asupra tânărului astăzi în direcție contrară sunt atât de mari că numai mărturisitorii mai supraviețuiesc din epoca, într-o epocă trecută. Și atunci, odată început, devine tot mai greu și pentru unul și pentru celălalt. Problema aceasta a sexualității a devenit problema fundamentală a omului modern. E foarte puternic motivat și foarte puternic mânat în direcția aceasta. Nu există niciodată așa ceva în istorie. Deci aș vrea să vă închipuiți o societate, altă societate decât asta. Deci lumea înainte nu era așa. Această problemă era o problemă de actualitate la o anumită vârstă, până când se stabilau condițiile maritale și se forma familia. Ormai a dispărea din, sau se diminua din, nu mai era în vizorul de familie. Că apăreau problemele, copiii, viața, lupta pentru supraviețuire și era o problemă, dar nu era una esențială. Acum este o problemă esențială și stau și mă gândesc la răul și chiar vorbeam astăzi cu cineva, că mi se pare mie că tot de cazul lumii moderne survine din zona aceasta, din zona sexualității. Pentru că au rupt familia cu sexualitatea, au slăbit sănătatea mentală cu sexualitatea. Oamenii sunt foarte puternic conduși, dependenți de ideile acestea, pentru că în imagerie aceasta colectivă e foarte prezentă sexualitatea și este un factor de excitație. E ca și cum ai consuma droguri ușoare. Atât cât mintea noastră stă scufundată în lumea aceasta a ideilor care se vehiculează în societate, a spiritelor, a vorbelor, a cuvintelor, a mesajul publicitare, tot ceea ce este mesaj, tot ceea ce este construct informațional, transmite sau are o conotație, cel puțin o conotație erotică. Și atunci, normal că mintea imbibată permanent de acest mediu va fi tot mai dependentă și tot mai mult condusă către problema aceasta. Nu este întâmplător. Într-adevăr, sexul, cum spun ei, vinde. Și vinde cel mai bine. Îmi spunea cineva de la poștă, domne, noi lucrăm, scoate familia ortodoxă. Și eram chiar împreună cu colegul care este aici, prietenul nostru, Florin. Spunea, domne, se vând bine astea care au... Și ce să facem? Să punem și noi ca să vindem bine? O indiferent ce a scrie acolo, important pentru om, omul nu-l interesează. Păi îl interesează ceva care să-l excite, pentru că mintea lui s-a hrănit atât de mult de lucruri de genul acesta, încât e avidă de materiale excitatorii. Cu niște mecanisme dopaminice, are o mică depresie și excitația asta mai scoate din monotonia vieții cotidiene. Deci revin la fată care rămâne într-o situație descoperită. A avut o relație și acum nu știu să facă. Și se insinuează încet, încet în societate, așa este ideea concubinajului. Căsătoria de probă. Dom'le, stăm împreună și uite că încet, încet ne cunoaștem și dacă, că tot sunt atât de multe divorțuri. Și cu cât se cunosc mai mult, crezi numărul de divorțuri, cu atât devine mai, să zic, justificată noua atitudine. Stai, domnule, numai că acum, nimeni mi-a spus-o personal, nu știu câți. Cineva zice, am stat cu fata asta vreun an și l-am despărțit. Dar zice, de ce nu m-ați căsătorit?
prea puțin, nu ne cunoșteam atât de des. Nu vreau să stai cu el, viața întreagă, 2, 3, 5, 10, 15 ani. Cât îți trebuie ca să cunoști un om? Până la urmă, problema cu căsătoria de probă este și ea un fals. Noi ne mișcăm aici într-o zonă în care subzistă foarte multe falsuri. Cam totul este falsificat. Fără să ne dăm seama, înseamnă că voi asta aperează, că ne exagerează chiar așa. Dar lucrurile, dacă stați și analizați încet, încet, nu-ți constata că lucrurile cam pe aici sunt. Adică îi se spun oamenilor că ceea ce îi distruge, îi va salva. Și atât de des ni se spune că ceea ce vă distruge, lucrurile acestea vă vor salva, dar ne spun că vă vor salva, cum oamenii se crede că se salvează și lucrurile cu adevărat îl distrug. Bine, poate că dacă n-am stat atât de mult la televizor și aveam mintea mai liniștită, dar atunci și nouă discernământul și am putea să ne oprim. Dar cu cât crește cantitatea de informație, cu atât scade discernământul, adică capacitatea de prelucrare a informației. Le spun la oameni uneori lucruri care sunt importante pentru viața lor. Stau să uită la mine așa cu o privire tâmpă, de parcă s-au uitat la televizor. Și zic, măi, fraților, dar asta, de asta depinde salvarea noastră. Și ei stau și parcă nu înțeleg. Zici, dar vă distruge. Vă face cancer sau ai făcut cancer sau s-a distrus familia. Nu poate să facă mai mult. Se întoarce ca plicochie ăla din porcușorul, știți cine ați văzut plicochie, se întoarce la secrișoara lui. Și într-adevăr așa este. E bine, le se spune așa, stai și fă căsătorie de probă. Problema care este? Proba asta deformează. Eu tot spun lucrul acesta. Nu se probează ciorapii și lejeria intimă. Când s-o proba lejeria intimă și ciorapii la magazin, o să fiu și eu de acord cu căsătoria de probă. Începeți întâi cu cele care sunt cu lucrurile și urmă începeți cu oamenii. Dar nu se face asta. Pentru că se deformează, schimbă calitatea. Și o schimbă astfel încât te poate afecta pe tine cel care vii în contact cu ea. Asta se întâmplă și cu căsătoria de probă. Se schimbă oamenii. Nu numai cu pește, în relația aceea, să zic, intimă, conjugală. Se schimbă neurologic, se schimbă psihologic, se schimbă în obișnuințe, în deprinderi cotidiene, asociază greșit lucrurile. Pentru că eu dacă stau cu cineva, cu un prieten, într-o cameră de cămine, una, și împărțim o masă și așa mai departe, dar când stau cu o femeie sau cu un bărbat, stai cu soț sau soție, cu o femeie, să zic, că sunt bărbat și femeie, să zic, în cazul fericit, acum, că sunt normal, să știi ceva, nefericit total. Când stai cu așa, e cu totul altceva. Pentru că acesta seamănă prea mult cu o căsătorie, ca mintea ta să nu ia de căsătorie, dar în același timp, mintea ta va asocia această conviețuire cu niște obișnuințe. Și care sunt principalele obișnuințe? Una este neasumarea. În tot ce înseamnă concubinaj și nu există asumare. Adică e o idee de provizorat. Mâine ne stăm cât ne simțim bine, când nu, mâine ne despărțim și am plecat fiecare pe drumul nostru. Asta e o problemă. Pentru că această concepție se instalează undeva în psihologia individului și îl motivează într-un fel sau altul în viață. Constată că studiile cu cât stau mai mult în concubinaj oamenii, cu atât crește rata divorțului după căsătorie din concubinaj. Păi, n-ar fi logic. Păi, cu cât se cunosc mai bine, cu atât ar fi trebuit să aibă mai mare succes căsătoria. Dar nu! Lucrurile demonstrează contrariu. Nu are nicio legătură. Pe urmă, în concubinaj intervin și o mulțime de alte probleme. Dincolo de faptul că îți distruge capacitatea ta de a-ți mai asuma o căsătorie pe viitor, pentru că tu te obișnuiești cu aceste condiții și te obișnuiești neurologic și neuropsihologic, pe femeie o afectează foarte major în ce sens? În sensul în care femeia, cu totul altfel decât bărbatul, așa suntem diferiți, alcătuiți, se unește foarte puternic cu bărbatul ei. Se dă după el. Se produce o fuziune mentală, sufletească, trupească, din toate punctele de vedere, care o transformă. Ei, când acela pleacă, ea rămâne ca și, eu dau exemplu ăsta, că am făcut fizică, sunt fizician, gol și un semiconductor, era un gol și un electron. Golul funcționează ca și o sarcină pozitivă, dar nu era o sarcină pozitivă, el era o lipsă de electron. Deci ea rămâne ca și cum ar fi lipsită de bărbat. Până atunci nu era lipsită de bărbat, până să se cunoască bărbatul. Nu, ea era întreagă, era bine, mersi. Când l-a cunoscut, devine sensibilă la lipsa aceasta și se aruncă fetele astea să se facă a doua greșeală, următorul, a treia greșeală și cu fiecare bărbat cu care experimentează unirea aceasta, îi scad ei cu 10%, la 10-15% la fiecare bărbat, arată posibilitatea de a mai avea o căsătorie de lungă durată și fericită. Ajungând la 5 bărbați, la doar 30%.
ce te faci cu fete care încep la 15 ani, 16 ani, relație trupești și la, au în jur de 22 de bărbați până la, până la moarte relații, în statisticile americane. Astea sunt cei care încep la 16, au 2 până la 22 și cei care încep la peste 20, au până la 2. De aceea, cu cât sunt statisticile, căsătoria este mai timpurie, sub 20 de ani, cu fiecare an crește, parcă erau 10%, n-aș vrea să mint, dar cel puțin 10 sau 20, 30, era foarte mult, era șocant. Crește rata divorțului, adică probabilitatea să se conducă divorțul. De ce? Nu s-au cunoscut bine, înainte nu era așa. Dar trăim în alte condiții, în care noi nu ne mai bazăm pe ce spune tata, mama și pe cum îi vedem pe irați. Noi ne bazăm pe instinctul nostru, care la un moment dat, parazitat, poluat de mediul acesta excitat, nu ne mai ajută deloc. E chiar patologic. Și alegem ceea ce n-ar trebui să alegem. Deci cu fiecare bărbat, femeia scade cu 10%. Sigur, astea sunt statistici. Și în medie așa funcționează omul. Pentru că în viața de familie, esențial, și o să spun cu toată, din tot ce am cercetat, esențial este ca cei doi să devină una. Din toate punctele de vedere, să se potrivească și ați văzut ce bine încep să semene cu soț și o soție, pentru că sunt frați și soră, într-un timp mai scurs sau mai lung. Eu am cunoscut oameni care sunt în pragul de a se căsători și din dragostea lor, mă uit la ei cât de bine se aseamănă. Și ei sunt siguri că o să funcționeze bine în viața de familie. Că de acum au pornirea de a se asemăna, de a se da unul după celălalt. Care este efectele concubinajului? Că zice, domnule, totuși oamenii ăștia o duc mai bine decât ăia căsătoriți. Care au greutăți, care încep așa, cu concubinaj, majoritatea totuși nu își fac copii sau nu știu ce. Însă, până și din punct de vedere al satisfacerii relației, relația maritală, relația încă familie, este mult mai mult mai sănătoasă, de o calitate mult mai bună decât în concubinaj. Din punct de vedere al satisfacției sexuale, cele mai satisfăcute sexual sunt femeile religioase, căsătorite și religioase, după care vin cele căsătorite, după care vin cele concubinași. Nici aici nu stau bine. Din punct de vedere al violenței, de 62 de ori sunt mai agresate fetele de un prieten decât ar fi o femeie de propriul bărbat. Iar violența se vede de 5 ori mai mare în concubinaj decât în viața de familie. Din punct de vedere al fericirii, peste 40% din cei căsătoriți spun că se simt fericiți, în timp ce doar 25% din cei care trăiesc în concubinaj. Depresia este de 3 ori mai mare. Starea de anxietate, iritabilitate și sentiment de nefericire este mult mai mare la femeile care trăiesc în concubinaj. Violența domestică, am spus, iar rata divorțului crește cu peste 50%. Întrebarea este cu ce aduce? Crește consumul de droguri, crește consumul de alcool, deci tot ce înseamnă comportament de risc face ca să pună concubinajul. Și atunci te întreb de ce mass media, de ce statele, cel puțin statul român, nu susține mai mult familia și dimpotrivă, prin politicile acestea permisive, super permisive, prin pornografia și tot ce înseamnă erotism, ajută concubinajul. Pentru că omul nu e mai fericit. Îi se spune toată ziua, vei fi mai fericit, vei avea mai multe drepturi, vei avea mai multe posibilități, dar ele, cel puțin femeia, eu vă spun că umblu foarte mult în țară și sunt drame, cum să spun, dacă le-ați ascultat, plânge non-stop. Acum e o modă, bărbații își lasă femeile, cum dau de greu. Pentru că ei nu mai sunt învățați și cu societatea le permite. Ce este până la urmă? Ce se terește capul? E dreptul tău. Las. Adică dau de greu. Eu un copil cu o problemă, cu o boală. Cunoscut cazul, copilul s-a îmbolnăvit de o boală gravă, bărbatul s-a dat afară din casă cu tot copil. Femeia s-a îmbolnăvit de o boală autoimună foarte gravă și așa să moară. De supărare. Supărarea produce cancer. Eu merg și mă întreabă o femeie și zice, ce să fac? Să iau medicamente pentru formațiunile acestea? Păi zic că nu sunt hormonale și vă provoacă cancer. Dar de ce credeți că am noduli la sân și formațiuni pe cod? Zice, de la faptul că nu am soț? Nu, zic de la supărare. Sunt supărată? Sunt foarte supărată. Un copil îmi cere tată și are 7 ani și de la 2 ani tot strigă că vrea un tășel un tată. Așa de tare mă supăr, cum mă supăr, cum încep să dezvolte noduli. Când îmi revin, merg la biserică, mă spovedesc, mă îngrijesc mai mult, sunt mai atentă, încep să retragă. Asta este filozofia. Și gândiți-vă că aceasta nu este o filozofie de care este afectat un individ. Ce o să defină? Masă. O masă, pentru că asta este educația care se face astăzi. Educație care nu are în vedere familia. Pentru că
În genere, noi toți ne mișcăm, am spus și insist asupra acestui lucru, ne mișcăm asupra câmpului, liniilor de forță, vectorul acestora de mentalități care ne duc într-o anumită direcție. Câmpul de forță în societatea noastră nu mai conduce la familie, la nașterea de copii, ci conduce la divertisment și distracție. Adică la transformarea actului sexual, și de multe nici mai este act sexual, că nu știu cum se numește asta, într-un mecanism excitatoriu și lucrează direct cu neuronii. Lucrează direct cu neuronii. Și au pus problema în Anglia să dezvolte o tehnologie, acum un chip care se va sub piele, să genereze un curent să producă excitația aia asemănătoare ca să nu mai fie nevoie nici măcar de celălalt. Și eu sunt convins că așa cum apelează tinerii la droguri astăzi, ca să-și astupe, să se elibereze cumva de o tensiune lăutrică, vor apela la chestia asta. Nici nu se mai aibă nevoie de oameni. Tânărul viitorului, virtualizat cu zeci de mii de ore petrecute pe calculator, până la adolescență, până la adolescență chiar, zeci de mii de ore, nu mai are capacitatea nici să comunice cu celălalt. Eu mă întreb uneori de ce unii oameni îmi spun lucruri atât de grave și privind viața lor intimă și mi-am dat seama că mulți dintre ei nu mai interesează deloc. Nu mai interesează. Deci, adică mă înțeleg un prieten, un om care e apropiat, dar să mergi la o conferință și în decurs de două minute să îți povestească o dramă care presupune și amănunte intime, dar atât de tare sunt loviți tinerii astăzi, oamenii, cu o stimă de redusă, pentru că toate lucrurile acestea ce fac? Scad stima de sine. Stima de sine nu e orgoliu personal. Stima de sine este un fel de sentiment al valorii tale. Deci eu sunt cineva, nu pot să fac lucrurile acestea, că mie demnitatea nu-mi permite. Zic, poate că m-ar atrage, dar nu permite demnitatea să o fac. E bine, în momentul în care o faci o dată de două, de trei ori, de 10 ori, de 20 de ori, tu nu mai ai această stimă de sine care să te protejeze și atunci faci, sau poți să faci aproape orice. Mă opresc aici și probleme mai sunt. Ca să las loc întrebărilor. Mulțumesc.